Conducerea de la ambulanța Gorj a făcut solicitări repetate către minister, însă toate au fost în zadar. Nu a făcut adresă către Ministerul Sănătății, practic a mai solicitat 68 de posturi. În plus, când ambulanțele sunt solicitate să transporte bolnavii la alte clinici din țară, cu greu face față actualul personal. Dacă ai de făcut transporturi interclinice de aici, de la Târgu Jiu, că de regulă ai noștri se duc spre București, Timișoara, Cluj sau Târgu Mureș, am avut zile în care au plecat aproape toate 6. Sunt obligat să aduc echipaje de la domiciliu și durează atunci timpii să duc. Nu mai pot, pentru că și ăla până vii, eu trebuie pe ambulanță să iau, chem un șofer, un asistent, un medic. Vă dați seama, 3 oameni cu domicilii în diverse. Nu avem statut de militari, deci unitatea este unitate civilă, să știți. Deci nu avem, oamenii vin cât de repede. N-am avut până la ora actuală niciun fel de sincopă în a asigura urgența în județul Gorj. Dar sunt niște impedimente majore, v-am spus. Am solicitat Ministerului Sănătății 68 de posturi, dintre care ne-a mai trebuit 15 medici și aproape egal asistenți și ambulanțieri. Iar problemele din sistemul medical nu sunt necunoscute. Probleme sunt, ca peste tot în sistemul medical, e nevoie de medici, nu numai la ambulanță, și la spitale. Și chiar am văzut că se organizează concursuri, sper că aceste probleme legate de resursa umană și nu numai de resursa umană, și de resursele materiale vor fi rezolvate. Au nevoie și de mașini, au nevoie și de altă aparatură medicală. Serviciul județean de ambulanță Gorj ar mai avea nevoie de 10 ambulanțe, pe lângă cei aproape 70 de angajați. Eu sunt sceptic, pentru că să gândiți-vă la nivelul județului Gorj, aproape 70 de posturi care trebuie bugetate, este o sumă colosală. Înseamnă foarte, foarte mulți bani. Asta o dată pentru salarizare, altă dată pentru echipamente, pentru că noi trebuie să plătim și echipamentele angajaților. Ați văzut, toți au echipamente speciale. Și costă bani, toate costă foarte mult. Bugetul pentru urgențe reprezintă doar 10% din banii alocați pentru sănătate.